Vineri 8 septembrie, creștinii ortodoxi sărbătoresc nașterea Maicii Domnului. În această zi, obștea de monahii a mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din localitatea Marginea și-a sărbătorit hramul. Sfânta liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți la care au participat numeroși credincioși veniți atât din Marginea cât și din localitățile învecinate. Și vreau să zic că sunt copleșit și de emoție și în același timp simt o mare binecuvântare, iată, pentru a doilea an consecutiv să slujesc la acest hram care, cred eu, este cea mai mare binecuvântare acestei mănăstiri. Căci Maica Domnului cu lumine ocrotește cu adevărat toate lucrurile spuresc. Este cea care ne izbăvește de tot necazul, de toată durerea, de toată întristarea și este cu adevărat mijlocitoarea noastră doar aici, pe pământ, ci și în cer. Praznic de taină mi se arată astăzi, căci învățăm într-un fel că și omul poate câteodată să forțeze, îndrăznesc eu să spun, cea mai sub umbra unei metafore, mâna lui Dumnezeu. Și acum a făcut Ioachim, așa cum a făcut Ana atunci când a cerut prunc spre binecuvântare de la Dumnezeu. Nu mai puteau suferi durerea, nu mai puteau suferi întristarea, căci în Vechiul Testament trebuie să credincioși să știți că cel care nu avea prunci era considerat ca cineva care, de la care se îndepărtase Dumnezeu, lipsea binecuvântarea lui Dumnezeu de la familia fără prunci. Atunci când vin la templu să aducă darul lor, preotul nu le primește darul și atunci ei pleacă întristați și se roagă, fiind la vârstă înaintată și forțează, am putea spune, voia lui Dumnezeu. Dumnezeu, de multe ori, îmi spun părinții, așteaptă această forțare din partea noastră. Ne vrea mai caz, ne vrea ca unii care să lăsăm această rugăciune, Doamne, și cum spunea Sfântul Macarie, un pateric, Doamne, cum știi, cum vrei, cum poți, mântuiește-mă. Doamne, adu-i zbăvire și adu-i mântuire, adu-i mântuire familiei mele. Adu-i mântuire și adu-i binecuvântare. Și Ana, neștiind că va avea pe prunca Maria Fecioara, o încredințează deja, neștiind ce va fi băiat sau fată, o încredințează Domnul. Să știți că conform legii Leviticului din Vechiul Testament, fiecare prim născut de parte bărbătească, fiecare bărbat, primul bărbat născut într-o familie, era închinat la templu și trebuia răscumpărat. Iată, se răstoarnă de nou această lege a Vechiului Testament și este Maica Domnului care este închinat templului. Ea va să rășunie cu îngerii în Sfânta Sfintelor până la vârsta adolescenței, când pleacă la Nazaret, îi primește vestea cea bună de la Arhanghelul Gabriel. Miriam în ebraic înseamnă o calchiere dintr-o aramaică mai veche, care înseamnă iubitoare de lumină, cea care iubește lumina, îl descoperă pe Domnul Hristos, El, lumina, El, soarele dreptății, care urmează să se nască, din cea care se face Mamă a lui Dumnezeu, Fiul, Fiica lui Dumnezeu, Tatăl și în același timp mireasă tainică a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, e cea care poboară taina Sfintei Treimi, cum spune atât de frumos Sfântul Antin Ileanu și o descoperă lumii. Evangheliile vorbesc foarte puțin despre Maica Domnului. În primul capitol de la Luca ni se relatează bunavestirea, când Maica Domnului spune să fie mie după cuvântul tău, arată ascultare și smerenie desăvârșită. În același capitol, spre sfârșit, ni se arată întâlnirea Maicii Domnului cu Elisabeta, care era rudenia sa, era o verișoare după trup. Și atunci când spune această exclamare, această cântare extraordinară de laudă lui Dumnezeu, mărește sufletul al meu pe Domnul.
și s-a bucurat Duhul meu, Dumnezeu meu. Și aici, iată că Maica Domnului este Eva cea nouă, care nu a ascultat glasul vrăjmașului, ci a ascultat doar glasul lui Dumnezeu. Ea nu a ascultat nimic potrivnic, ea a fost cea ascultare pentru toate Domnului. Și la sfârșitul Evangheliei, la doilea capitol de la Ioan, când spune o singură frază și ultima, după această frază, se așează o tăcere în Evanghelie, ce privește pe Maica Domnului. În acest al doilea capitol de la Ioan, o zi că ea spune, nu mai au vin. Un singur lucru care spune, chiar dacă Domnul pare că aparent ar contrazice-o și a zice, ce mi este bine și ție, femeie, timpul meu n-a venit încă, totuși împlinește dorința celui care este mamă și devine împărăteasa cerului și a pământului. Iată trei întâlniri tainice în Evanghelie, care ne arată trei virtuți pe care le lasă Maica Domnului nouă tuturor. Virtutea ascultării cu toate și a smereniei, de ce și monahii și monahii care găsesc în mănăstire urmează această virtute în primul și primul rând. Ascultarea și smerenie, fără ascultare și smerenie, nu poți zidi nimic în sufletele celor care vin să caute ale mele la mănăstire. Maica Domnului ne se descoperă ca cea care este mereu rugătoare, cea care varsă lacrimi nesfârșite de tot neamul românesc să dobândească mântuire și în același timp ne se arată în ultimul capitol, de fapt al doilea capitol, ultima Evanghelie de Noul Testament și al Ioan, ne se arată ca cea care are grijă mereu de noi toți. Ea nu uită niciodată de capitolele noastre, căci nu era vorba de vinul care înducea veselia la nuntă, ci vorba de vinul care schimbă gustul vieții noastre. Vinul Hristos, vița cea nouă care ne s-a arătat chiar în duminica trecută, în pilda lucrătorilor celor rei. El este vița și noi suntem lădițele. Noi suntem rodul viței și de noi, noi suntem cei care suntem chemați să rodim rod bun și să schimbăm gustul amar în vieții acestea, un gust binecuvântat, aducător de viață și de înviere, ca să nu mai trăim și să vețuim doar plăcerea lumii acestea, ci să ne arătăm cu adevărat fii și fiice a Părăției Cerului. Nu a spus Maica Domnului alte cuvinte care să fie relatate în Evanghelie, celelalte le știm din tradiție, din propria Evanghelia lui Iacov, din scrierile părinților apostolici, dar ne rămâne încând această taină mare. Ea ne se descoperă ca cea care îl naște pe Mântuitorul Hristos, nou Adam. În această lună, în septembrie, avem două praznice de căpătâi care ne arată și pe noua Adam și pe noua Eva. Taina crucii care descoperă pomul vieții, Mântuitorul Hristos. El aduce rodul cel nou, El este nou pom al vieții. Maica Domnului ne arată că este Rai Cuvântător, cum ne spun cântările dedicate ei în slujbile bisericești. Acest rai care nu mai pierde omul de neascultare, ci îl câștigă din ascultarea Maicii Domnului, ea care se face ascultătoare până la cruce, unde Domnul pecetluiește taina dragostei răstignite, taina dragostei din care izvorăște viață. Domnul spune, fiule, iată Maica ta, femeie, iată fiul tău. Și prin aceste cuvinte pecetlește pe veci filiația între noi, viețuitori în această lume pelerină, în această lume trecătoare și Maica Domnului, care ne devine mama tuturor. Ea devine mama noastră tuturor prin durere pecetluită pe semnul crucii de către Mântuitorul Hristos. Două praznice, spuneam eu, care luminează această lume și ne dau un sens nou, ne dau un sens nou la tot ce știm. Această lume care este închinată
face din vechea tradiție iudaică luna septembrie la luna creației, luna începe cu primele zile în care Dumnezeu zidește lumea și dacă până în ziua a cincea zidește tot ceea ce este văzut, toată fructura la cele care au ființă și nu au ființă, până în ziua a șasea care îi dă omului. Ziua a șasea este ziua omului, ziua care este zidit omul și binecuvântat cu suflarea dumnezeiască. De ce îi putem suflet și viață? Ca să înțelegem că trebuie să mergem în ziua a șaptea, care este ziua Domnului, așteptându-o pe cea de-a opta, care este neonului, a zilei ceva să vină, a învierii cele tainice și veșnice care nu se mai termină, a bucuriei care nu are sfârșit. Și această zi devine prin Maica Domnului. Ea este cea care în ziua noastră acestei luni dezleagă blestemul, cum ne spune troparul, ce sunt praznic și aduce binecuvântare. Ea o zdrobește capul vrăjmașului ucigător de oameni. Ea este cea care dezleagă neputința care ne legați mii de ani de rândul ca să împace pe Dumnezeu cu omul. Atât de frumos pe un sfânt al bisericii noastre, Nicolae Capasila, la o umilie la carte face, spune că Dumnezeu, atunci când a zis că toate le-a făcut bine, când i-a fost la Maica Domnului, toate care s-au făcut, s-au făcut pentru Maica Domnului. La alt sfânt părinte, Grigore Palama, într-o adâncă predică, predică adâncită în har, la acest praznic spune că Dumnezeu s-a îndrăgostit de curăția și de frumusețea Maicii Domnului. Și gând atât de copleșitor ca Dumnezeu să poată să poată această dragoste nemăsurată pentru cea pe care i-au dăruit noi, neamul omenesc, că suntem cei care am dăruit-o Domnului pe Maica Domnului și El în durerea răstignirii pe cruce, dragoste răstignită îi dăruiește înapoi și îi face mamă a tuturor. Fie că acest praznic binecuvântat, fie că acest praznic plin de lumina Harului, să ne aducă și nouă tuturor în inimă conștiința că avem o mamă în cer care nu lasă niciodată, care ne poate de grijă, care ne poate durerile, care ne poate întristările, care ne poate neașezările, care ne poate neasumările noastre și le duce la crucea Fiului Său, că și crește în taina aceasta mare a dragostei care mi se arată nouă. Ea, iubitoare de lumină, ne arată astăzi lumina. Ea, cântătoarea de lumină, ne descoperă lumina și ne încredințează ei ca și noi să fim fiei luminii și să-i dăim lumina Harului ca să fim mereu cu Domnul Hristos, care se cuvine slava, cinste și încredințiunea la veci. Amin.